Zaharie Bacea este cojocarul nostru priceput de astăzi. Fiul lui Nicolae Bacea din Tureac, cel mai renumit și autentic cojocar din județul Bistrița-Năsăud, meșter care a fost propus pentru titlul Tezaur Uman Viu. Domnul Zaharie este cel de-al cincilea dintre copiii lui Nicolae Bacea și este astăzi cel care îi continuă munca, fiind pasionat de cojocărie și cusăturile populare realizate pe piele, respectând și ducând mai departe tot ce a învățat de la tatăl său. Chiar dacă viața l-a mutat din județul natal și l-a adus în Banat, Zaharie Bacea confecționează și astăzi cu același drag cojoacele populare bistrițene. De la vârsta de 19 ani am venit în Făget printr-o asociație care se ocupa cu revitalizarea meșteșugurilor în zona Făgetului. Și așa am ajuns să domnul Ioan Gheorghe Oltean, care era director la Casa de Cultură pe vremea aia, m-a descoperit pe la Muzeul Țăranului în București, unde mergeam cu taică meu la expoziții, și m-a invitat să particip la o expoziție aici în Făget. Avea un târg pentru tinerii meșteșugari și am venit și din vorbă în vorbă am... M-a propus să vin să avea un proiect prin asociație cu revitalizarea meșteșugurilor. Și am hotărât după ce am terminat liceul să vin aici. Am venit și cu gândul să fac o facultate, care am și făcut-o pe parcurs. Și timp de un an de zile eram la un centru în Făget, unde veneau copiii de la școală, era pe vremea... respectivă era oră de educație tehnologică la școală. Și veneau copii, eram eu cu cojocăria, erau doi sculptori, era unul cu olăritul și mai o femeie cu războiul de țesut. Și un an de zile o mers să le arăt la copii cum să face cojocăria. Și așa am rămas aici în zonă. Bun, dar dumneavoastră ați moștenit, să o luăm cu începutul, ați învățat tainele de la tata. De la tata, da. Meseria am învățat în familie, de la tatăl meu. Deci tata dumneavoastră e cojocar vestit. Da. Anul trecut a câștigat titlul de tezaur uman viu pe județul Bistrița-Năsăud. Cum îl cheamă pe tata? Bacea Nicolae. Bacea Nicolae. Și când v-a luat cu dumnealui în atelier sau cum a fost? Cum ați pornit? De copii. Toți suntem 8 frați. Toți am învățat meseria asta, dar eu singurul care mai practic. Restul vor ales altele. Bineînțeles, și eu am un serviciu pe lângă asta, să nu fac tot timp. Fac doar după orele de program. Și vă aduceți aminte când ați intrat prima dată în atelier? Cum a fost? Ce ați făcut? Exact, nu mai țin minte. Eram copil mic, mic. Oricum, la prima expoziție care mi-aduc aminte, acum 30 de ani, probabil undeva pe la vreo 10-11 ani, cred că deja eram cu tata prin atelier. Și așa am început să lucrez. Și atunci, venind aici, am rămas în zonă, m-am căsătorit aici, mi-am făcut familie și acum continui să mai... fac o jucărie pe lângă serviciul care l-am. Deși ați venit în Banat de multă vreme, meșteșugul și sufletul și inima tot în Bistrița vor rămas, să înțeleg. Să zicem că da, dar pot să vă spun că am făcut cojoace, nu numai de Bistrița, am făcut de Cluj, am făcut de Beiuș. Încă de Banat nu am avut ocazia să fac. Cred că dacă aș avea un model, aș reuși să-l fac, cum am făcut și altele de alte zone. Cât timp voia să faceți un cojoc? Și de fapt, văd că sunt mai multe tipuri. Care ar fi unul mai ușor, unul mai greu? Toate sunt cam la fel. Nu am calculat exact un timp anume, pentru că nu am putut să zic că încep de dimineață, să zic că mă acord o săptămână de zile, să zic într-o săptămână sau două săptămâni îl gat. Depinde. De exemplu, am... acesta l-am făcut cam în 2 luni, dar lucrând doar după masa, după ora 4:30 și na, cum a fost sâmbăta liber, cam așa. M-am luat ca să-l fac de la A la Z, cu croi, cu aplicații, cu toată broderia, ca să ajungă în stadiul final. De ce materiale aveți nevoie pentru construirea unui cojoc? Piele de miel cu blăniță,
care o cumpărăm, adică o cumpărăm. Acum, în ultimul timp, de obicei, nu prea să mai ține în preajma paștilor, cum să sacrificăm ei, majoritatea aruncă pieile. Și atunci, oamenii care, știind că noi le ar găsim, noi și-ar găsim pielea de miel, mai vin și, în loc să le arunce, ni le dau nouă. Și atunci le-ar găsim și facem. Și plus piele de vițel, care asta o cumpărăm, care sunt aplicațiile. Și văd că mai aveți și niște mărgeluțe. Și mărgele, da. Mărgele și mătasea, care vine broderie. Cojoc e din trei părți făcut, da, la început. Da, spatele și două părțile laterale. La noi, la biserică, se zice haripile. 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 Spatele și aripile. Ce modele puneți pe cojoace? Păi pe astea din zona de Valea Bârgăului, strifoi se cheamă. Și atunci tot pe zona noastră mai este că astea care sunt ruja sau bujorul, coronița, care tot genul ăsta, doar că e distribuite florile altfel. Și modelele le-ați luat din Moș Strămoș? V-ați din Moș Strămoș, da. Deci tata a învățat meseria undeva pe la 13-14 ani, a fost ucenic și acum are 80 de ani. Și tot aceleași modele, tot aceleași motive au fost, care chiar are primul pieptar, îl are, care l-a făcut în 1959. A stat un an de zile la un meseriaș, din câte spune el, nu prea a învățat mare lucru, că meseriașul îl punea să facă alte treburi prin gospodărie și, după spusele lui, cum zice, el a furat meseria. O zic că e singurul lucru în viață care l-a furat, meseria. Și în prezent, pentru cine realizați cojoacele? Păi sunt oameni de la noi din zonă care comandă. De exemplu, acum am găsit unul din Lipova care a comandat cojoc. Am făcut pentru miri în zona Clujului. Anul trecut, acum 2 ani, deci cred că sunt vreo 3 perechi de miri care am făcut pereche, deci cojoace pentru nuntă, mire și mireasă. Pentru ansamblu am făcut pentru ansamblu Crișana din Oradea, alea din zona Beiușului. Aveți idee pe unde a ajuns cel mai departe un cojoc făcut de dumneavoastră, prin lume, poate? Singur, nu, împreună cu tata au ajuns în America. În America, înainte de a pleca eu de acasă, a fost chiar ambasadorul Americii la București. Știu că la un târg, la o expoziție, a venit și a dat comandă și am făcut pentru dânsul. Și nu numai lui, mai era încă cineva de acolo. În America au mers multe atunci, la perioada aia. Bun, vreau să o luăm cu începutul. Spre exemplu, pe marginea asta bordată, pe piele de vițel, desenați modelul întâi sau cum îl faceți? Deci prima dată să croiesc fâșiile astea așa. Se face un decor cu mașina de cusut, doar atât, astea două cusături pe parte, două pe alta. Pe urmă se desenează, cum e desenat și aici. Așa. Cu ce desenați? Cu creion? Cu un pix. Cu un pix, că așa. Și pe urmă se brodează fiecare floare în parte. După ce sunt brodate, se pun mărgelele. După ce se pun mărgelele, se fac merișorii ăștia, că așa se cheamă. Așa? Atunci vin aplicate toate pe pieptarul croit. Prealabil se croiește pielea de cublăniță, pielea de miel. Și se aplică toate astea, buzunare, tot ce îi. Se desenează din nou florile astea care vin brodate. Și se brodează, după aia vine făcută bordura asta, și ați văzut că a făcut așa pe aici. Formă se încheie, se paspolează. Ce instrumente folosiți pentru cojocărit? În mare parte un ac și un degetar. Atât ai tot. În afară, bun, mai mașina de cusut când facem decorul, sau când la final, când îl paspălăm, dar în rest doar acuș degetarul. Și pe lângă cojoace am auzit eu că dumneavoastră mai faceți și opinci. Cum v-ați descoperit și pasiunea asta pentru opinci? Tot împreună cu taică-meu,
tata că mi-o face și o pinci și de acolo am învățat și eu să fac. E greu să faci o pinci? Greu e cam orice, dar dacă îți place, faci. Nimic nu e ușor. Păi ne faceți o demonstrație cum ajunge pielea de la piele la o pincă? Păi uitați așa. O croim, după aia facem toate tăieturile astea, o dăltim, trebuie să fie un anumit număr ca să dea. Și pe urmă îi facem prima dată vârful, după aia și la urmă încheiem la spate. Și acolo ce instrument folosiți acum? Un Andrea, cum să zic, ceva care înainte se făcea cu un fus, să lărgea gaura și să băga după aia fâșia de piele. Dar am descoperit în comerț acum o Andrea din asta care merge. Dar dumneavoastră aveți cui să dați mai departe meșteșugul acesta? În familie, deci am doi copii, unul are 19 ani, unul 12, dar nu îi atrage nimic. Unul e la facultate, celălalt încă e la gimnaziu în Făget, dar i-am mai chemat așa prin atelier, dar nu. Și v-ați gândit, nu știu, să organizați un atelier cu copiii din sat sau să mergeți prin școală, să... Cum să vă spun eu, nu, adică cum a fost atunci când am venit în 97, era ok, dar lăsându-se nu mai fost, nu știu din ce cauză s-a întrerupt, nu mai fost fonduri, nu știu, habar n-am. Atunci era în regulă, că din câte ori, cât se veneau pe acolo un an de zile, or fost vreo 3-4 care aveau cât de cât habar și aveau intenția, părerea mea, ca să facă, dar nu. Ce să zic? Credeți că ar fi benefic să se introducă în școli o anumită oră de lucru manual sau de... Eu zic că da, cum a fost, cum era înainte, că și pe vremea mea când am fost la școală era... Aveam ore de lucru manual. Și cum am zis, când am venit era educație tehnologică în programă. Și opincile cui le dați? La cine ajung ele? Deci, opinci am făcut aici în zonă o grămadă la care le-am făcut. Ba tinerii care cântă, ba dansatori. Și dacă vrea lumea să vă găsească, știți cum e, acum trăim în era internetului. Online, vă găsește? Da, sigur. Pe Facebook. De la cojoace, opinci, văd că ați trecut și la opincuțe în miniatură, dar și ceva foarte interesant, o idee foarte frumoasă, globuri din piele. Cum a venit această idee? Păi, mergând pe la expoziții, de obicei erau înainte de Crăciun și au venit ca să facem ceva specific Crăciunului și atunci a venit ideea lui tata să facă globuri pentru bradul de Crăciun și am scos 5 forme, un glob care reprezintă globul pământesc, un brăduleț care reprezintă bradul, o stea care reprezintă steaua care s-a arătat la nașterea lui Hristos, o inimă care reprezintă inima și asta vrea să fie o cruce. Și așa s-au născut globurile din piele. Sunt făcute tot cu broderie manuală și umplute cu lână care o tundem de pe plin. O pincuțire în miniatură, tot așa, pe la expoziții, na, că astea fiind produse mari, scumpe, na, mai veneau ca să mai cumpere suveniruri, ce să facem? Și atunci am inventat, astea eu le-am inventat, vreau să spun, astea în miniatură, rămânându-mi pe la lucru unde lucrez, na, niște
resturi de piele, am încercat din joacă prima dată să văd ce iasă. Și atunci am văzut că iasă și am început să le fac. Cineva a venit la mine și m-a văzut că a văzut lucrări legate și a întrebat cu ce mașină brodez. Și am zis, hai să vă arăt mașina de brodat. Și i-am arătat că asta e mașina de brodat, un ac și un degetar. Acum fac broderia. Un trifoi cu frunzele pe lângă el, care vine în spate la un cojocel. Și se coase numai cu culoarea neagră? Pe modelul ăsta, da. Pe, la care lucrez acum, dar după cum puteți vedea, avem și colorate. Și asta care sunt aici și am și poze cu alte modele care sunt cu culori cu sute. Mai multe culori, în funcție de model. Și văd că pe fiecare cojocel puneți inițialele și anul, da, în care e făcut. Ce le-ați spune dumneavoastră tinerilor sau urmașilor noștri despre tradiție, despre meșteșug, despre folclor? Ce le-aș spune eu tinerilor? Da. Eu le-aș spune că nu trebuie să uităm de tradiții și meșteșuguri. Pentru că asta e identitatea noastră a românilor, nu? Dacă noi ne uităm rădăcinile, atunci n-am făcut nimic. Acum nu le cer să înceapă să umble în opinci, să înceapă să umble în straie populare, dar măcar la noi, de exemplu, la noi la Bistrița, în sărbători, duminica și mai ales de sărbătorile mari, Paști, Rusalii, Crăciun, majoritatea la biserică se merge în costum național, încă se păstrează tradiția asta. Și nu e o rușine. Și am văzut, chiar v-am zis că au început tineri să se căsătorească și să organizeze nunțile, pe lângă că fac o nuntă și cum să fac, ce acum, nu cu roche de mireasă și cu alta, dar măcar la biserică merg îmbrăcați în straie populare.